Peste 200 de proiecte și invenții ce vizează cercetarea pot fi văzute în aceste zile la Sala Pașilor Pierduse la Universitatea Alexandru Ion Cuza. Acolo are loc Salonul Inventica, manifestare care are deja o tradiție, fiind acum la cea de 21-a ediție. Vineri 30 iunie, cele mai ingenioase creații vor fi răsplătite cu diplome și cupe. 220 de participanți din țară, dar și de peste hotare, au venit la Salonul Inventica. Evenimentul organizat de către Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi și Institutul Național de Inventică a ajuns acum la a 21-a ediție. Sunt două manifestări la care participă inventatori, studenți, institute de cercetare, universități. Cam fiecare an există o stare, o atmosferă de dialog, o atmosferă în care inventatorii schimbă impresii și împărtășesc din opiniile personale legate de procesul de obținere a unei invenții, de felul în care și-au finalizat aceste demersuri creatoare. La unul dintre standuri l-am găsit pe profesorul Gott de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. A adus cu sine câteva invenții, dar una dintre ele atrage toate privirile. Este un panou construit din inele de copac, dar ce este în spatele acestora este interesant. Un panou care absorbe radiațiile electromagnetice foarte nocive pentru sănătate. Aici avem un panou de ecranare electromagnetică. Partea care se vede, partea frontală, este ornamentală, iar în spatele acestei părți ornamentale se găsesc practic elementele de ecranare electromagnetică. În spatele acestui panou arată de genul acesta, joasă frecvență, medie și înaltă frecvență, și sunt circuite oscilante pasive acordate pe domenii de frecvență și un asemenea panou practic ecranează o zonă destul de mare împotriva acestor radiații dovedite a fi nocive. Un asemenea dispozitiv nu este deloc ieftin, ajunge la 100 de euro metrul pătrat, de aceea s-ar preta mai bine instituțiilor. La un alt stand, un student ne prezintă o instalație de crescut grâul, concepută de un colegiu din Londra, în colaborare cu profesori de la Universitatea Agronomică din Iași. Avem o instalație de crescut grâu în diverse etape, iar când ajunge la 15 zile, cum este pe platforma cea mai de sus, se taie și se face un suc care doar 50 de grame au echivalentul la 2,2 kg de legume sau de fructe. Cum se vede și în tabelul de sus, grâul are o cantitate foarte mare de proteine, de magneziu, de fier, deci este foarte, foarte sănătos și poate rezolva foarte, foarte multe probleme într-un mod natural. Salonul Inventica 2017 se încheie vineri 30 iunie, când cele mai ingenioase proiecte vor fi premiate cu diplome și cupe.